Proiectul privind plafonarea gazelor rusești a fost respins de majoritatea ministrilor energiei a Uniunii Europene. Decizia vine în contextul în care Vladimir Putin a amenințat că va stopa livrările de combustibil dacă ar fi adoptată o astfel de măsură, iar unele țări încă sunt dependente de resursele Rusiei. Ministrii Energiei din Uniunea Europeană au respins plafonarea prețului gazelor rusești. În acest sens, Comisia Europeană caută alternative pentru susținerea companiilor de energie. Totodată, Comisia urmărește să limiteze veniturile producătorilor de energie regenerabilă. Mai exact, planul presupune ca guvernele să colecteze veniturile în exces ale companiilor de electricitate bazate pe centrale eoliene, centrale nucleare și pe cărbune iar banii să fie folosiți pentru a reduce facturile consumatorilor casnici. Este luată în considerare și perceperea unor taxe de solidaritate, pe care companiile de combustibil fosil să le plătească statelor în care își desfășoară activitatea. Cu toate că livrările de gaze către Europa au scăzut cu aproape 90% în ultimele 12 luni, unele țări europene încă sunt dependente de gazul rusesc. Astfel, reprezentanții unor țări, precum Ungaria sau Olanda, au spus că nu sunt dispuși să riște pierderea aprovizionării în contextul în care Vladimir Putin a amenințat că va opri livrările dacă se va aproba plafonarea prețurilor. Oficialii ar putea organiza încă o întâlnire de urgență la sfârșitul acestei luni pentru a negocia și a aproba măsurile.